Doamnelor și domnilor, bună seara! Bună seara și bun găsit la Flash Monden! Astăzi avem o ediție incendiată. Exact. Așa de senzație că se apropie weekendul. Cu pași repezi. Repezi. Da, așa este. Și astăzi se lasă cu distracție și imagini senzaționale. Eu zic să vedem cele mai importante titluri și să nu mai ținem lumea pe jar. Mă, nu că spun, dar bine zici. Da, hai. Oana Roman nu mai face nuntă cu Marius Elisei. S-au certat, s-au despărțit, nu mai au bani. Adevăratul motiv îl aflăm peste câteva momente. Jojo și Pauli Pate dansează pe străzi în văzul tuturor și nu filmează pentru vreo producție. Ce i-a apucat? Dezlușim imediat. Ben Affleck a luat chip de nebunie și și-a apărat iubita în public. Imaginile conflictului și mai ales ce l-a făcut să-și iasă din pepeni vedem astăzi la Flash Monden. Oana Roman, țin să spun, s-a sucit. Da, așa este. Nu mai face nuntă cu Marius Elisei. Luna asta. Poate face luna viitoare. Să vedem. Fica lui Petre Roman a intrat în renovări. La vila în care locuiește și nu mai are bani de nuntă. Acum nu știu ce e mai important. Nunta sau... Păi, de fapt, stai că dacă e a doua oară, păi poate nu, să mai aștept. Trebuie să renoveze vila pentru noaptea nunții. Ea nu renunță la gândul de a fi mireasa lui Marius pentru a doua oară. A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită. Au invadat internetul cu romantisme și deja pregădeau a doua nuntă cu mare fast. Opa, stai că nu e chiar așa. La fundul sacului se ajunge foarte ușor și când te concentrezi pe mai multe planuri, banii se duc de nici nu-i vezi. Asta au pățit și ei. Voiau o nuntă mare, să-și invite toți prietenii, însă ia bani de unde nu-s. Mai important a fost renovarea casei în care locuiesc și nu toată casa, doar o părticică. Ne gândisem noi să mergem să ne mai facem o renoire. O slujbă de renoire, dar între timp m-am lăsat pe cupașă. Nu pentru că nu ne mai iubim și nu ne dorim, ci pentru că de o lună ne-am apucat să renovăm și să muncim la curte și la grădină și asta ne ocupă tot timpul și ne mănâncă toți banii. Drept care am zis, ce mă apuc eu acum să fac petrecere, să mă organizez, să chem lucruri. Așa se face că nu va mai fi mireasa anul acesta, a amânat totul pe ultima sută de metri. S-a gândit ea mai bine și parcă pe primul loc în lista de priorități a fost amenajarea grădinii de acasă. Acolo locuiește deja de 2 ani, însă niciodată n-a găsit resursele necesare să se apuce. Acum că le-a avut, a cheltuit totul până la ultimul leu și papa bani de nuntă. Pentru că tragem tare să terminăm măcar o parte din față până vine iarna. Și am zis, domne, până la sfârșitul septembrie, măcar să tragem tare de tot ca să terminăm măcar, nu știu, 80% din ce ne-am propus. Drept care nu mai avem timp să organizăm nicio petrecere, nimic. Nu mai fie nici bani până la urmă. De bani nu mai zic. Plus că avem foarte multe evenimente la prieteni luna asta. Am vreo 5. Și am zis, bă, dacă mă duc la 5 nunți, botezuri și evenimente, să mai fac și eu încă una, las că o fac frumos. Am hotărât că o facem frumos la anul. Oana și Marius Elisei vor apărea a doua oară ca mireasă și mire în fața preotului pe 15 iunie anul viitor, când sărbătoresc 8 ani de căsnicie cu năbădăi. Vor să marcheze momentul așa cum se cuvine și poate de această dată va fi cu mai mult noroc. Hotărât că o facem frumos la anul. Pe 15 iunie noi împlinim 9 ani, nu, 8 ani de la nuntă și o să facem atunci o petrecere și tot ce trebuie. Oana și Marius s-au divorțat pe 15 februarie. La doar 3 luni de la divorț, Marius a reușit printr-o minune să-i recâștige inima Oanei, iar de atunci sunt de nedespărțit. Romantici, împrăștie cu dulcegării peste tot și inundă rețelele de socializare cu inimioare și bezele. Așa la când ai divorțat, că o să te împaci cu ea. Vezi cum e viața? Neștiute sunt căile Domnului, știi cum e vorba aia? La mine s-a potrivit. Asta e, s-a întâmplat să fie așa și poate că ăla a fost prețul pe care a trebuit să-l plătim ca să înțelegem ce-i cu noi și că, ca să înțelegem că ne e mai bine împreună și că nu putem fi separat. Acum între ei totul a intrat în linie dreaptă și își doresc cu orice preț ca niciun nor să nu se mai abată asupra lor. Jojo și Pauli Pate nu-și mai încap în piele de bucurie și a apucat dansul în plină stradă. I-a văzut toată lumea, dar ce mai contează? Motivul bucuriei lor îl aflăm imediat aici la Flash Monden. Nicole Cherry s-a transformat într-o adevărată cireșică. Sarcina-i vine de minune și singura schimbare în viața ei este...
pe trup? Nici o problemă, nu are grețuri nici atât și trăiește perioada sarcinii din plin. Ba chiar i s-a întâmplat ceva fabulos. Numele micuței l-a visat, așa că nu i-a fost deloc greu să-l aleagă. Puțină vreme a dat vestea că e însărcinată și a făcut-o cu mare fast, odată cu lansarea celui mai recent videoclip. Fericirea e maximă și Nicole Sherry abia așteaptă să își țină fetița în brațe. Cum e tânără și cum sângele îi arde în vene, Cireșica nici nu simte că e însărcinată. Micuța ei nu i-a dat prea mari bătăi de cap, așa că artista și-a putut vedea de viață aproape ca și până acum. A participat la evenimente mondene, s-a distrat, a călătorit și singura modificare a fost vizibilă pe trup. Am luat 6 kg în momentul de față. Nu am de ce să mă ascund, mă simt foarte bine. Nu am simțit aceste 6 kg. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control. Deja pregătirile pentru primirea micuței sunt în toi, iar Nicole Sherry este nerăbdătoare să își țină fica în brațe. A trecut atât de repede și n-am avut timp să procesez toată informația până acum. Mă bucur că mai e foarte puțin și o să ne bucurăm de ea și în realitate. Din totdeauna și-a dorit să aibă o fetiță, iar acum că mai e puțin și minunea se întâmplă, Cireșica bate din picioare. Și ea e mai pozitivă ca oricând, e pregătită pentru orice și e sigură că multe lucruri le va învăța din mers. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Chiar mă gândeam zilele trecute că sunt așa pregătită, nici dacă mă gândeam înainte nu eram așa pregătită. Poate nici nu conștientizez în momentul de față ce mă așteaptă, dar sunt sigură că vom învăța una de la cealaltă foarte mult și că ne vom bucura împreună de fiecare moment. Vom depăși și momentele grele. Ea și Florin sunt împreună de 3 ani, dar nu le-a trebuit mult timp ca să-și dea seama că sunt suflete pereche. Iar când a venit și vestea că urmează să fie părinți, lucrurile s-au așezat mai bine decât și-ar fi putut imagina. Au ales deja și numele micuței. O va chema Anastasia. Alegerea nu a fost o întâmplare, ci Nicole s-a visat cu o fetiță în brațe și o striga pe acest nume. L-a considerat un semn divin. Nu-mi fac probleme, mai ales că l-am și pe Florin, care este alături de mine și de fiecare dată mă ajută și știu că o să mă ajute foarte mult cu Anastasia. Nicole Sherry mai are 3 luni până la naștere și e convinsă că totul va decurge ca și până acum. Perfect! He he! Așa vorbea și Jojo acum câțiva ani. Că nu s-ar dezlipi de copii nici 2 minute, da. Că le face toate poftele, că e trup și suflet acolo, că... Asta spuneam și eu asta, în ceea ce mă privește. Asta, da. E, da, știi cum e, știi cum e. Mm. Dacă mănânci doar cartofi prăjiți, te saturi. Da. Așa și Jojo cu Pauli Fate au făcut școală online până când aveau părul pus pe bigudiuri, iar acum că a început școala fizic... Ținte, nene, dă-i, dă străbălare! Sună bine, sună bine! Așa e, cei doi au încins o distracție plină stradă. Așa? Că în sfârșit au un moment de respiro. Ia zi tu, spune-mi tu mie sincer, nu te-ai bucurat când l-ai lăsat pe cel mic la școală? M-am bucurat, am fost și emoționat, era și prima lui zi de școală. Da, m-am bucurat, dar n-am dansat așa. Jojo și Paul sunt un deliciu. Yeah.
Jojo și Pauli Pate, ca și mulți alții, sunt părinți cu normă întreagă. După un an plin cu de toate, dar mai ales școală online, ambii au fost cu nervii puși pe bigudiuri. S-au implicat serios, au învățat cot la cot cu Achim, de mai au puțin și își dau doctoratul la fiecare materie în parte. Și cum o casă cu doi copii pare uneori ca un stadion plin, aveau și simțeau nevoia de o pauză. Și pauza a venit. Cumva, dar a venit. A început școala, bucurie fără margini pentru ei și alta nu. Deși na, tot treabă serioasă e, tot ei vor ajuta la teme, tot ei vor fi cei care vor striga prin casă, învață, scrie și învață, măcar câteva ore pe zi au timp să respire. Bucuria lor a fost atât de mare că în prima zi au simțit nevoia să se și manifeste public. Cam așa se comportă doi părinți implicați, bucuroși că odrasla merge fizic la cursuri. Hai că sunt simpatici și le dorim tuturor părinților să danseze cât de mult. Body e istorie. Închis într-un sertar. Da, bine, nu chiar la propriu, dar... N-ai de unde să știi ce a fost pe acolo. Băi, clar este uitat complet. Fosta sa iubită, Daria Radionova, iubește din nou și l-a uitat pe musculosul din România și l-a locuit cu altul. Da, la Londra, că s-a mutat la Londra. Aha. Și e topită după noul iubii. El este noul iubit al Dariei Radionova, un artist celebru cu milioane de fani și care a făcut-o pe blondă să-i bată inima mai tare. Puian Mohtari duce o viață de lux la Londra, trăiește într-un penthouse de milioane, iar banii pare să-i întoarcă cu lopata. De când se iubește cu sexoasa Daria, a înnebunit rețelele de socializare cu poze în care apar împreună. Și unde mai pui că și călcâiele lui sunt cam aprinse. Îi face focoasei declarații care mai de care mai romantice și siropoase. Tu ești cel mai scump lucru pe care l-am. Și totul este în acest ton. Se pare că cei doi sunt leșinați unul după celălalt, iar ea l-a dat uitării de tot pe Alex Body. De puia nu o ține ocupată. Bine ai venit în viața mea, dragostea mea. Și când te gândești că relația Dariei cu Alex Body s-a încheiat doar acum 5 luni. Când ies să arunce Cupidon cu săgeata, cine mai ține cont de timp de vindecare, uitare sau refacere după suferință? Nimeni. Sau n-a fost suferință la mijloc? După declarațiile de dragoste pe care ea îi le face noul iubit, am spune că nu prea. Ești persoana pentru care m-am rugat la Dumnezeu să-mi o dea. Relația Dariei cu Alex Body s-a încheiat acum 5 luni odată cu plecarea ei la Londra. Musculosul ar fi acuzat-o pe iubita lui că și-a schimbat atitudinea odată cu plecarea, iar în replică ea l-a acuzat de gelozie excesivă. De aici până la despărțire a fost doar un pas, iar imediat după, amândoi și-au văzut de viață. Cum se numește un bărbat care își apără iubita? Ben Affleck. Nu bravo, te la asta. Bravo, nu uite, te chiar la asta nu mă așteptam. Ben Affleck, dar știi ce a făcut, dragă? La festivalul de la Veneția. Așa. N-a mai putut și s-a aruncat ca o fiară să salveze frumoasa doamnă. Doamne, ține-mă, leșin. Unde-i Ben? Da, mă. Vreau la Veneția. Ascultă-mă, cum au aterizat la Veneția? S-a întâmplat chestiunea. Ia să văd și eu. Da? Păi stai, nu te grăbi așa, nu te grăbi așa. Cum? Hai să vrei să-ți dau un indiciu? Ia. Fii atentă. S-a întâmplat cum au aterizat, practic. S-au sărutat. Iar mă grăbesc? Da, nu sărutat, dar... Cum? Pe covorul roșu. Că altul n-aveau. Emoții peste emoții, ținute pregătite, zâmbete exersate, bătăi necontrolate ale inimii, căci de urma prima lor apariție pe covorul roșu după marea împăcare din primăvară. Au plecat ca doi porumbei la Veneția, iar când au ajuns acolo erau deja pregătiți că vor fi asaltați de fani. Asta se întâmplă de obicei. Dar la invadarea spațiului personal nu s-au așteptat. Un fan ceva mai agitat și nerăbdător s-a năpustit asupra lor ca să-și facă un selfie cu celebrul cuplu, lucru care l-a enervat la culme pe Ben Affleck. A reacționat imediat și l-a îndepărtat rapid pe insistent. În tot acest timp, J.Lo a stat cu minte în spatele salvatorului ei și a așteptat aplanarea conflictului. Noroc că n-a durat mult, iar cei doi și-au văzut în continuare de drum. Au urmat pregătirile, iar apoi marea apariție pe covorul roșu. Senzaționali!
Așa apariție, el impecabil, într-un costum negru ce-i venea turnat, iar ea năucitor de frumoasă. Cei doi se aflau la Veneția pentru premiera filmului Ultimul Duel, iar spre deliciul fanilor și-au încheiat plimbarea pe covorul roșu ca la carte, un sărut de ani de zile așteptat. Jennifer Lopez a avut ceva de muncă la Veneția, nu glumă. A doua zi, după premiera filmului și spectaculoasa apariție pe covorul roșu, a fost protagonista unei ședințe foto în gondolă. Atunci s-a blocat Veneția. Toată lumea s-a oprit din tot ceea ce făcea, doar ca să o admire pe frumoasa artistă. Ce a fost mai ciudat, au pus pe ele. Ce a fost mai excentric și extravagant, a fost perfect. La Met Gala, vedetele au ieșit din toate tiparele posibile. Cine s-a dat în stambă, cine a eclipsat și cine a șocat, vedem imediat după publicitate. Am revenit! A fost dezmăț vestimentar la Met Gala. Ținute care mai de care mai extravagante și mai șocante. Cele mai bizare costume, dar și vedete neepilate la sub braț. Toate acestea au putut fi admirate, unele, și fotografiate altele, pe covorul roșu la mult așteptatul eveniment de la New York. Abia revenită în Statele Unite după festivalul de film de la Veneția, cântăreața Jennifer Lopez a abordat un look mega sexy, marca Ralph Lauren. A șocat cu ornamentele cu pene, la care a accesorizat o pălărie de cowboy asortată cu stiletto cu bretele argintii metalice din propria linie de pantofi. Madonna s-a numărat printre mari absenți ai mult așteptatei Met Gala. A suplinit-o însă fiica ei de 24 de ani, care a pășit în premieră pe covorul roșu de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. Lourdes Leon, fiica celebrei Madonna, nu s-a lăsat și a adus și aici moda axilei îmblănite. A venit total neepilată la subsoară într-un costum marca Moschino neinspirat, aducând acadâna alungată de sultan din serai. Fica Madonei și a lui Carlos Leon, Lourdes, își expune feminitatea și naturalețea de câțiva ani pe oriunde are ocazia. În aprilie anul trecut, Lourdes a arătat aceeași atitudine într-o fotografie distribuită pe pagina de Instagram a interpretei Like a Virgin, dovadă că și-a propus să calce pe urmele ilustrei sale mame. Păr lung nu-mi pasă, scria Madonna în 2014, postând o fotografie a axilelor sale total neepilate. Kim Kardashian a fost senzație, a venit cu fața complet acoperită de un material negru mat, devenind unul dintre momentele virale de la Met Gala 2021. O ținută ciudată cu accente horror închinată COVID-ului, care i-a ascuns chipul și nimeni nu a înțeles de ce. Poate a vrut doar să urmeze trendul inițiat de fostul soț, Kanye West, când și-a lansat albumul Donda și a apărut asemănător cu un ciorap de cap, nu? Noi, sincer, ne întrebăm dacă a văzut ceva și dacă o fi avut nevoie la toaletă. Rihanna a apărut și ea îmbrăcată șocant într-o ținută tot neagră pe care a accesorizat-o cu o căciulă tip clop. Kendall Jenner a strălucit pe covorul roșu, aceasta a îmbrăcat o rochie lungă mulată pe corp de culoare bej, dar foarte transparentă. Pe dedesubt, Kendall avea un body tot bej care crea senzația că rochia ei lasă absolut totul la vedere. Ciara a fost și ea încadrată la capitolul ciudățenii și extravaganțe greu de digerat. Solista a ales o ținută Dundas verde brotăcel de inspirație sportivă, care a încălcat însă principiile unui eveniment de covor roșu precum Met Gala.
Serena Williams a ales o ținută cel puțin bizară, compusă dintr-o salopetă mulată, gri cu imprimeuri roz, iar pe umeri, tenismena a purtat o pelerină din fene alb, roz și negre. Șocant, extravagant, ciudat, dar cu siguranță de neuitat. Îmi pare așa de rău că n-am ajuns anul ăsta la Met Gala. Da, și mie, că aveam ce vedea. Serios. Ai aveam văzut? Un costum frumos, spun, un costum de pui de găină, mă duceam cu el, practic, crede-mă că îi șocam pe toți. Da, sau un costum de ăsta de... Scafandru. Complet. Cu tub de oxigen în spate. Mă rog, domne, așa sunt vedetele. Nu care mai nonconformiste, mai... nefilate. Da, mai bine să ne vedem și mâine, nu? Sănătoși, voioși, frumoși și la pungă groși. Toate cele bune, ne vedem mâine la 19:30. Seară bună.